În timp ce conducea auto Vrancea 24 AX din direcția Mărășești-Focșani, a pătruns pe contrasens și s-a tamponat frontal cu auto București 38 cană Y. Din accident a rezultat decesul numitului Vlase Constantin și rănirea ușoară a celuilalt conducător auto. Vom continua cercetările pentru stabilirea exactă a cauzei și poziției acestui eveniment rutier deosebit de grav. Cum ați aflat de accident? Am aflat în trafic, la telefon ne-a sunat cineva, vedeți că la Bizighești, la ieșire, un accident și a murit primarul Vlase de la Mărășești, noi fiind fostul primar. Noi fiind de acolo, îl cunoaștem foarte bine și regretăm, păcat, condoleanțe la familie, ce s-a întâmplat, nu știu, domnule, că era un om extraordinar de cumpătat, era un om de treabă. Asta e, păcat. Asta e viața.